Salut și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal. Vom continua seria cu Subnautica. Data trecută am rămas aici. Ok, eu am mai lucrat off-camera, am zis să nu vă plictisesc prea mult. Am făcut o mică bază. O mică bază aici. Am adunat materialele. Și am zis să trecem la treabă sau nu. Aici am luat titanium. Bun, iar am fost apreciat. Aici avem cupru și silver. Quartz. Niște titanium. Lead și gold avem aici. Ce vreau să facem astăzi? Păi, vreau să ne mărim baza cât de cât, să facem o bază frumoasă. Să căutăm niște fragmente. Facem și noi ceva să mișcă mai rapid prin apă, nu știu cum zice, sice sau ceva de genul ăsta, n-am idee. Momentan e noapte, deci o să facem niște panouri solare, mai multe. Ne trebuie cupru. Parcă aici e cupru. Da. Ceva titaniu. Niște quartz. N-ar fi de ajuns, nu. Să punem unul aici. Unul aici. Cred că patul ar fi de ajuns, nu e valul destul de mare. Încă sunt răcit. Perfect. Ah, s-a și luminat. Ne facem un fabricator sau ceva de genul ăsta, îi spune. Ok, trebuie să luăm o tevăcura. Uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați. M-a ajutat foarte mult. Sunt la început acum și am nevoie de susținere. Îmi place că mă mișc prea încet în apă, nu știu. Aici sau? Eu cred că e mai bine aici. O să facem și un radio. Gold. Ok. Uite de aur. Parcă aici era aur. Da? Decât să vadă un pic, să vedem și noi ceva. Așa, stai. Vreau să mâncăm și noi un pește. Nu. Nu pot să-l prind, nu? A, vreau.
fragmente. Dar stai că n-am, cum îi spune, scanner. N-am scanner. Ce trebuie să facem? Să obținem un scanner, că ce materie trebuie. Toți scanner, baterie. Aici. Va trebui materiale să avem prea multe. Scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. Unde ar fi fragmentele? Mi se pare că merge prea încet. Ah, acesta. Siglid. Nu cam pronunța corect. Am tot. Ceva acolo? Nu. Să luăm și noi o gură de oxigen. Da, la Siglid, cred că tot pe acolo trebuie să fie fragmentele. Cred că m-am dus prea departe. Asta stă așa cu asta. Frate, mă învârt în cer, frate, și nu-mi place.
Bine, o să caut off-camera, o să caut mai multe fragmente de Dimor, Cyclops, să nu vă plictisesc, am văzut aici niște fragmente. Să vedem. Ceva aici, nu? Ce? Ah. A ceva? E scanat nimic? Nimic? Doar atât? Acolo nu merge, că sigur sunt pești de aia care explodează. Cred că mai sunt ceva container pe aici. Ce avem aici? În sfârșit, perfect. Am bine putem mișca și noi mai repede. Adică la... Facem la bază noastră, hai să facem Sea Glide sau cum îi zice. Parcă așa îi zice. Emerald Glass, nu? Fiber Mesh. Fiber Mesh. Ce se face Fiber Mesh? Ok. Ia să scanați. Hai mă, boss, să te scanez. O, frate. Unde ești? Nu-ți fac nimic. Asta, ăștia de are. Nu a fost, dar a fost. Erau aproape de bază și le căutam. Hai, lasă-mă! Facem un rubrifiant.
Cred că lubrificat înseamnă, nu știu ce înseamnă în engleză. Mai facem multe că o să avem. Să vedem. Super wiper. Baterie. Luăm o iar cifrele mele. Percuțe. Scană. Da, băi, cum spuneam, dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să vă abonați, să dați un like, m-ar ajuta foarte mult. Postez zilnic. Bine, am avut o perioadă pentru că am avut ceva treabă și n-am putut să mă ocup de YouTube, dar acum am timp liber și o să mă ocup cât mai mult de acum acolo. Ok, la echipament. Nu, aici parcă. Perfect. The sea glide will increase your effective exploration range for your safety. Să salvăm. Please pack supplies for long journeys and stay within 5 km of the nearest life pod or habitat. De ce ai făcut cartul pe mine? Metalul ăsta. Așa. Petros. E altceva. Aici o să închei video. O să încerc eu off-camera să caut cât mai multe fragmente, să facem simotul, să mergem să explorăm. Dar cam asta e pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să dați un like, un subscribe și ne auzim data viitoare. Salut! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.